Răbdare. Domnul Ayatollah, vă mulțumesc pentru timp. Domn președinte. Și vă doresc o zi bună. Domn președinte, domn președinte. Numai în România se poate întâmpla să te înjure unul pe timpul tău. Da, și numai în România un Ayatollah poate să fie ortodox. Domnul președinte, eu i-am spus lui Dragnea să nu vă dea timp din timpul lor, pentru că o să ajungeți să-i luați la întrebări pe banii lor. Da?